Primele familii din blocurile degradate din Aninoasa au fost mutate în containerele modulare după ce blocurile în care locuiau, construite la sfârșitul secolului al XIX-lea, au fost afectate în urma cutremurelor. Până acum au fost montate aici 11 containere racordate la utilități, urmând a fi aduse încă 87. În vreme ce locatarii blocului 127 au acceptat să se mute, alții refuză în continuare să își părăsească locuințele, în timp ce alte persoane au mai cerut autorităților timp de gândire. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a trimis la fața locului grupul de suport tehnic, din care fac parte mai multe instituții, dintre care cele mai cunoscute ISU și Inspectoratul pentru Stat în Construcții. A fost expertul care a fost împreună cu ei, a constatat că 11 dintre acele construcții P plus 1 care au fost construite la sfârșitul secolului XIX. A constatat că cel puțin două dintre ele trebuie evacuate imediat, iar Comitetul Local pentru Situații de Urgență a și luat măsura evacuării acestor persoane. Din păcate, ele nu au înțeles pericolul la care se expun și chiar au semnat niște declarații pe propriu răspundere că nu vor să părăsească, și s-a analizat că este nevoie de aproximativ 100 de containere care sunt racordate la energie electrică, cetățenii au acces la grupuri sanitare, la sala de sport unde sunt amplasate, ele au fost dotate, cele 11 de care discutăm, pentru că în județ mai sunt încă 7 și urmează și acelea să ajungă în aceste zile la Aninoasa, ele deja au fost dotate cu paturi, cu pături, cu perne. Și am mai solicitat de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat încă 80 de containere pentru a fi mutate toate persoanele în aceste condiții.